Să stai să mă privești sau să discutăm? Și Raimond poate să se gândească la lucrul ăsta. Că te-ai săturat să stai cu el, da, discuții în pat și vrei altceva, simți nevoia de altceva. Eu m-am gândit că dacă o să-mi fac un program al meu și o să stau cât mai departe de el, el din de dor o să vină la mine și o să participe și el. De dor? Da. Îl mistuie dorul, stând singur în dor. Da, nu mai și poate așa o să vină și el și o să participe. Și a făcut asta? Nu, că n-am făcut eu programul meu. A, asta vrei să fie programul tău. Să se trăiască de dor pe aici, să se zvârcolească și să vină după și să tine. Să zică, da, mă joc și eu cu tine. Sau, da, vreau și eu să fac lucrurile. Așa e să faci, Raimond? Da. Nu, de acum o să fie prinsă. Eu o să primim mesaje, nu mai stați în pat. Ce bine ar fi. Dar acum nici nu mai știm ce să credem. Care dintre voi e mai îndrăgostit, mai atașat? Tu care vrei joacă, castel, rațe și vânători, sau care vrea să stea cu iubita lui, să o sărute, să stea dar numai cu ea? Dar și eu vreau ea? Să stau, dar nu, noi dacă stăm în pat, nu vorbim, nu zicem nimic, el se gândește la alea lui, eu stau lângă el și păi, deci tu așa stau. O dai acum de zici că eu stau 24 de ore în patul ăla. Te zici că stau să stai singuri din casă care stăm în pat. Constantina îi spune doamnei Daniela și eu m-am plictisit să văd că toată lumea se distrează și eu trebuie să stau cu Raimond și să ne plângem de milă. Toți când eram afară ne jucam, ne dădeam cu role, mergeam în cluburi, ieșeam la o terasă și tot așa eram. Acum, asta simți că vă plângeți de milă, că el te, nu știu, te încarcă negativ, că e mai pesimist, exact. Nu face nimic să revigoreze atmosfera din cuplul vostru? Exact. Și care e soluția? Nici eu nu știu. Dar celelalte cupluri ce fac? Stau în bar. Sau se mai ceartă din monotonie? Sau se mai ceartă din monotonie. Exact ca noi. Se distrează, dansează în fiecare zi, am văzut pe alții. Ce ai zis că ce? Toată lumea dansează în fiecare zi pe aici. Da, noi stăm în pat. Pauling. Păi. Distracție. Dar tu de câte ori ai dansat până acum? De câte ori am dansat, de atâtea ori am avut materiale și... La ultima petrecere nu ne-ați văzut că am fost pe material, doamna Mirela. Bai, la ultima petrecere am pe material, dansam, pe canapele. Nu, am dormit. Ne-am primit câteva mesaje să mai dormim, pe canapea în bambu. Pe canapele erau mamele, voi nu erați. Da. Totuși, tu spui, Raimond, că de câte ori dansai, făceai materiale. Păi dacă dansai și tu cu Oana de Revelion și o luai de păr și vrei să o săruți pe cap... Na, e alegerea ta. Puteai să dansezi Revelion cu iubita ta și să o pupi pe cap pe Constantina. Nu te-am pus noi să o pup pe Oana, știi? Da, n-am pupat-o. N-ai pupat-o? Hai, poți să dăm materialele, să vedem exact ce și cum. Luăm publicitate și revenim.